care e pentru poporul Domnului de pe pământ și vreau să spun și aici. Așa a descoperit Domnul că pământul va fi lovit așa de o rachetă lichidă, așa am făcut. Și înainte va merge ca un păjol, iar după asta, după, în urma acestei lovituri, va veni ca o iarnă pustitoare. Și a spus Domnul, în necazul acesta are de făcut o lucrare pentru popor. În necazul acesta mulți vor fi chemați de Domnul acasă. Și mi s-a spus așa, pregătiți-vă pentru marele dispărțiri care vor urma. Pentru că după lucrarea aceasta se va dezlănțui o prigoană foarte grea. S-a spus Domnul, nu numai pentru noi, pentecostali, ci pentru tot ce se numește creștin. S-a spus Domnul că vino să-ți arăt unde se odihnesc ai mei. Și mi-a arătat o vale unde era chemați foarte mulți la odihnă și era mulți tineri și mulți copii. Și în prigoana care se va deslănțui, a spus Domnul că se va da o lege, un ordin, ca nimic din ce avem acum să nu mai fie al nostru. Și atunci va fi un greu așa de mare, care lucrarea aceasta se va sfârși cu martirii. Și a spus Domnul, cu aceasta se încheie lucrarea pe pământ, își va lua biserica în urmă, ce se va împlini numărul martirilor. Am văzut așa încolonați, la un zid, mulți frați, mai puțini surori, și mi s-au spus, aceștia sunt martirii din Bucovina. Și pe flyerurile acestea este un număr însemnat de Domnul, care vor proslăvi pe Domnul chiar cu moartea lor, plăti prețul credinței. Domnul ta.